Iubitorii handbalului masculin din Pitești sunt așteptați sâmbătă de la ora 11 la o interesantă confruntare din etapa a noua dintre HC Argeș și HCM Baia Mare. Ne așteaptă un meci foarte, foarte greu cu prima clasată și principala candidată la locul întâi în această serie. De ce spun acest lucru? Pentru că HCM Baia Mare este o echipă solidă, formată din jucători cu experiență, cu mare experiență, foști și actual componenți și ai lotului național de handbal masculin al României. Și de ce să nu spunem, chiar și echipa cu, cred, cel mai mare buget. Președintele argeșenilor Adrian Iancu este realist și a declarat într-o conferință de presă că echipa băimăreană este mai puternică la acest moment. Chiar și în aceste condiții, HC Argeș își dorește să ofere o replică pe măsură și eventual să realizeze un rezultat surprinzător. Eu zic că au prima șansă, dar asta nu înseamnă că noi ne dăm la o parte și zicem poftiți să treceți mai departe și luați cele două puncte. Câștigați. Ne vom bate cu ei, în sensul bun al cuvântului, bineînțeles. Ne vom bate pentru a face un meci frumos și, mai bine zis, ne vom bate pentru a câștiga cele două puncte pentru a ne menține în lupta pentru promovare. Oficialii grupărilor din Liga Secundă au propus ca și echipa de pe locul 2 în serie să promoveze sau măcar să evolueze la baraj. O decizie în acest sens urmează să fie luată de Federația Română de Specialitate.